anii precedenți s-au cheltuit în Moldova 1,6 miliarde de lei pentru programul numit Drumuri Bune. S-au tăiat panglici, s-au făcut inaugurări cu oficialități, s-au dat indicații prețioase de cum se pune asfaltul. Într-un episod precedent vă povesteam cum acest program a fost mai curând unul de cumpărat primari și voturi pentru campania electorală care urma să fie în 2019. Acum, la un an după, haideți să vedem cum arată aceste drumuri cărora li s-a tăiat panglica cu atâta fast. În primul rând, acestea nu sunt drumuri, ci străzi, adică proiecte intravilane și destul de mici pentru aia. Dar chiar și așa, s-a uitat vechea lecție a romanilor că stradă vine de la strata, adică straturi. Romanii, ca să facă străzi care au durat în timp, puneau întâi un statumen, adică fundația, după care rudus, adică un strat de umplutură, după care nucleus și deasupra pavimentum, de unde vine românescul pământ. Dar nu cum au înțeles unii că străzile trebuie pavate direct cu pământ. Această lecție istorică s-a pierdut, din păcate, și în proiectele mai vechi ale fostului regim și în cele actuale din programul Drumuri Bune. Una din cele mai ciudate decizii a fost să se repare câte o străduță pe câte o margine de sat, în vreme ce accesul principal către centrul satului a rămas neatins de pe vremea lui Hrușciov, astfel încât lumea își rupe mașinile în hârtoape. Alteori, chiar centrul satului rămâne cu vechiul drum de pământ, în vreme ce se repară aceste ulițe laterale. Oricum, se face praf cât casa care se împrăștie peste tot când trece câte o mașină. Nu se știe de ce s-a făcut așa o necorelare cu traficul, cam ca aici, la Mărculești, de exemplu, unde există un aeroport fantomă către care duce o alee mărginașă, sau la Micleușeni, unde există acest coar betonat de 100 de metri în fața bisericii, în vreme ce în centrul satului a rămas tot vechiul drum de pământ. În general, exemplele astea abundă în raioanele binecuvântate Strășeni sau Nisporeni, de unde veneau cei doi lideri ai partidului. La Hâncești s-a reparat, e drept, acest mare sens giratoriu de la intrare, dar nu și drumul către conacul Manuc Bey, principala atracție din zonă, așa cum se promisese. Și în fine, există și riscul important ca aceste mici bucăți de stradă intravilană, reparate cu atâta efort, să se strice destul de repede dacă pe ele trece în continuare trafic greu cu camioane supraîncărcate, așa cum se întâmplă deja în câteva locuri din raionul Anenii Noi. De exemplu, aici, la Speia, unde există în apropiere o mare carieră de pietriș. Deci să fim cu băgare de seamă, pentru că drumurile bune, chiar dacă nu sunt drumuri, ci sunt străzi și nu sunt făcute la fel de temeinic ca ale romanilor, se construiesc greu și se strică ușor. Chiar și acelea binecuvântate în campania electorală din 2019.